Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a treia a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află domnul Ionuț Crețuleac, invitatul special al emisiunii. Pe partea asta de fiscalitate, o veste din Polonia, tocmai. Polonia a lansat o campanie împotriva practicilor companiilor de optimizare fiscală. Adică statul polonez caută soluții pentru creșterea veniturilor bugetare. Ceva asemănător, că și ai noștri, până la urma urmei, de ce fac aceste modificări, probabil că... Asta a fost una dintre explicații. Da, da. Da, procedeul ăsta de optimizare fiscală, ce, la ce se referă? Ca să ne înțeleagă toată lumea. Optimizarea fiscală înseamnă în felul următor. Dacă eu fac profit într-o țară și nu sunt de acord să plătesc impozit pe profit sau impozitul pe profit e mai mare, încerc să-mi externalizez profitul prin subsidiare, prin alte companii sau prin chiar companii mamă, în așa fel încât să îmi iau acel profit și să-l dau către dividende, către acționari, plătind cât mai puțin impozit. Acum, optimizarea fiscală poate însemna două lucruri. Fie îmi încarc costurile cu niște cheltuieli, mă rog, gen cheltuieli de consultanță, de la vine compania mamă și îmi face mie în țară aici o consultanță și un training și nu știu ce și îmi facturează niște sume fabuloase în ideea de a diminua baza de impozitare, de a diminua profitul. Da? Acele companii încasează banii în Luxemburg, de exemplu, unde e un paradis fiscal și nu numai acolo, sau în Cipru sau în alte zone. Și asta e un procedeu. Celălalt procedeu este de evitarea impozitelor. Da? Externalizând profitul către alte companii prin diverse metode în paradisuri fiscale. Marea Britanie, să știți că a început lucrul ăsta mult mai devreme decât noi, pentru că și la ei aveau această problemă. Dar de reținut că acolo erau foarte multe companii care pe domeniul financiar, în general bănci, fonduri de investiții, da, companii de asigurări, da, care operau în domeniul financiar, care făceau profituri fabuloase. Ori în Anglia, impozitul fiind destul de mare, mai ales e un impozit gradual, au reușit multă vreme să-și externalizeze prin subsidiare profituri către Luxemburg, către British Virgin Islands, către Cipru și așa mai departe, inclusiv niște British Overseas Territories, așa se numesc niște teritorii britanice de peste mări, cum ar fi Gibraltar sau insula Man sau insula White în canalul Mânecii. Sunt aceste mici paradise fiscale, așa, unde sistemul de impozitare e puțin diferit. Asta înseamnă, pe scurt, așa, optimizarea fiscală, în ideea de a avea cât mai mult profit la dispoziție, să-l împart către dividende și să-l ia cei care au investit în companie. Și acum statul polonez ce vrea? Să împartă mai degrabă statul cu polonez spune așa că polonez să împartă, nu? Da, statul polonez spune așa că dacă, practic, da, asta cam orice stat spune, numai polonezii, spune așa, că practic dacă faci profit pe teritoriul Poloniei și cu polonezii, să acest profit să rămână aici în țară, să fie impozitat după regulile noastre și mai departe. Ei, cu siguranță că nicio companie nu va fi de acord cu lucrurile astea. Vreau să vă aduc aminte că inclusiv Apple, cea mai mare companie din Statele Unite, și Microsoft, dar și altele, Amazon, la fel își trec profiturile prin diferite paradisuri de astea fiscale. Da, e o practică la nivel mondial. De lucrurile astea se știe foarte bine, deci nu e un lucru nou. Sigur că acum vine Polonia și spune stați un pic că noi punem stop și nu mai externalizați profiturile. Da, la fel se discută și la noi de chestia asta, cu toate că, mă rog, e un atribut al statului să-și protejeze impozitul care acel stat consideră că are dreptul. Da. Și atunci, prin diferite măsuri de ordin fiscal, încearcă să determine aceste companii. E vorba de companii foarte mari, multinaționale, în general, companii care, nu știu, și chiar și în domeniul software desfășoară activități și obțin profituri foarte mari.
Da, e un lucru care nu mai polonezi. Da. Îl fac cu măsură, îl face toată lumea. Dar interesant este că ministrul care propune, ministrul polonez, ministrul economiei, vine din zona privată și ce a fost el? Tocmai consultant financiar pe optimizarea fiscală și a lucrat cu companii foarte mari. Da, și acum vine și spune, stați că eu știu cum făceați. Cum faceți, El a dat consultanță. Și a mai împărțit și cu noi din profitul vostru. A dat consultanță și a beneficiat din plin de această consultanță și după aia s-a dus în tabăra altă și stați că voi câștigați cam mult. Bine, cum să spun, atributul statului de a-și proteja impozitul, de a-și proteja veniturile, e un atribut fundamental. Da. Orice stat este îndreptățit să facă lucrul ăsta. Că e România, că e Polonia, că e orice stat din lume, este îndreptățit să-și protejeze impozitele pe care trebuie să le culeagă de la business-uri, de la companii, de la populație și așa mai departe. Deci felul cum s-a așezat impozitul. Dar încă o dată, dacă statul nu este suficient de deștept încât să-și colecteze și să-și păzească aceste venituri pe care trebuie să le aibă în mod legal și ele scapă prin diferite facilități oferite sau prin diferite scăpări ale legii, scapă printre degete, cum s-ar spune așa, e o problemă a statului la urmă urmei. Și asta credeți-mă că printre degete nu se scapă frimituri. Asta e culmea, că se scapă sume foarte mari. Pentru că cine își face optimizare fiscală, își face optimizare fiscală să nu plătească impozit la $1,000, ci să nu plătească impozit la $1,000,000, lucru care este evident mult mai mare. Bun, dar statul e vinovat, spuneți dumneavoastră. În condiție, statul trebuie să-și protejeze interesul lui. Și înseamnă că prin e o verigă slabă undeva în legislație. Prin legislație, sigur că da. Dar vă dați seama că legislația e proastă. Nu poți să vii să spui că e un hoț. Legislația e proastă, și să știți că legislația e proastă așa voit, că voit, să fac lobby, mai vine unul altul, spune, dar noi am avut și la noi genul ăsta, dar nu era cu optimizare fiscală, era simplu, este de ordonanță. Sau hotărâre de guvern, că nu se impozitează orzul albastru. Și erau 17.000 de tiruri la graniță și se dea ordonanța, așa a doua zi vine unul și făcea scandal, doamne, stai că nu se poate, ce ați făcut, nu știu ce, anulează. Și o anulau a doua zi, deja lucrurile erau intrate, da, tot un fel de optimizare fiscală. Deci aici e exemplu statului mafiot. Cam așa s-ar putea spune. Statul mafiot în care să facă afaceri cu hotărâri de guvern. Da. Am mai avut noi și când mai de curând așa cu insule. Insule, da. Trecem la un alt ministru. Vorba de ministrul României, ministrul agriculturii, domnul Daia, despre atacurile urșilor. De ce să nu împușcăm, se întreabă domnia sa. În primul rând e protejat omul. Pentru domnul ministru, chestiunea e simplă. Dacă luăm doar din titlul. Sunt două lucruri aici. Sigur că cel mai simplă metodă este să duci să îi împuște. Da? Este simplu, ai scăpat de problemă. Dar eu cred că mai bine ar fi să ne uităm să vedem de ce s-au întâmplat aceste atacuri. Noi am avut și noi aici, în zona în Suceava, chiar am avut foarte multe atacuri în zona bazinului Dornelor. Omul este tot mai aproape de habitatul animalului. În condițiile în care acest habitat se restrânge și hrana, ursul este un prădător, da? El, și hrana la dispoziție se restrânge. E mult mai ușor pentru urs să coboare până în vale la grajdul omului să-i fure un vițel sau o oaie sau ceva și eventual chiar să-l atace, decât să plimbe la nesfârșit prin pădure, poate găsește vreun leș de căprioară. Vedeți, dumneavoastră, cei care sunt împotriva acestor măsuri de împușcare, sunt vreo, nu, e un animal sălbatic, trebuie să mențină. Da, sunt de acord, dar totdeauna trebuie menținut un echilibru, pentru că omul a intrat atât de mult în habitatul animalului, încât omul, practic, este responsabil să regleze acest habitat și regulile de desfășurare din el. Cei de la care sunt responsabili cu fondul cinegetic ar trebui, și sunt lucrurile destul de clare, ar trebui să vadă care este fondul cinegetic de urși într-un anumit areal, cât este mâncarea, dacă e hrănit bine animalul, dacă nu e hrănit. Să știți că înainte se duceau pădurare și în iernile aspre sau în perioadele ale anului în care nu se găsea mâncare, hrăneau efectiv vânatul. Da? Deci
Există, da, intervine omul și în reglarea habitatului și în reglarea lanțului trofic, să spun așa. Dacă nu facem lucrurile astea și le lăsăm așa de izbelește, cu siguranță că avem și situații în care lucrurile scapă de sub control și din păcate se pot, Doamne ferește, solda și cu pierderi de vieți și atunci nu ai ce face. Dar eu cred că asta e soluția. Statul poate interveni prin instituțiile pe care... Avem. Deci avem fostul inspectorat teritorial de regim silvic și vânătoare. Mă rog, acum actualmente se numește Garda Forestieră. Cei de la Direcția Silvică sunt asociațiile de vânători și așa mai departe. Noi am discutat... Bani frumoși, asociații. Da, am discutat și să spunem, domnule, să face câte un fond de vânătoare. Și, da, dar știm cât vânat este în, ca să-l reglăm. Că prin vânare practic îi reglez numărul. Dacă se înmulțește prea mult, dacă... Da. Am avut situații, nu mai curi, dar și cu porci mistreți care au distrus. Mă rog. Da. Un ultim subiect din presa națională. De ce să obligăm copiii să învețe să scrie de mână când viitorul este digital? Mă rog, a fost de unde a pornit rădăcina acestui subiect, de unde se trage. Senatorii dintr-un stat american au adoptat o lege prin care obligă elevii să învețe să scrie de mână. Și, mă rog, în Marea Britanie a fost făcut un sondaj. Și cam, mă rog, câte zile n-ați mai scris de mână ceva sau ceva? Cred a fost un record de 41 de zile. Da. Nu au ce face, cred că, acei senatori. Nu știu ce să spun, acum mi-e greu, dar adică să dăm lege să facem ceva ce în mod normal omul face de mii de ani. Da. Adică, da, sigur că suntem într-o eră digitală când scrisul de mână, dar eu văd că dumneavoastră scrieți foarte mult, aveți o foaie între... Mi-am notat. Da. Ce se întâmplă? La fel și eu scriu în fiecare zi și cred că și copiii la școală și asta. Nu știu, poate într-adevăr suntem într-o eră digitală. Într-adevăr scrisul de mână nu mai este ce a fost odată. Dar chiar să intrăm în panică... Dar vedeți dumneavoastră că una dintre artele antice era caligrafia. Caligrafia. Aveam și noi pe vremea clasa 1, nu? Era parcă am prins, ține minte, clasa 1. Pe lângă faptul că scrisul de mână îți dezvoltă anumite aptitudini, faptul de a fi ordonat, de a fi curat în ceea ce realizezi pe o bucată de hârtie... Da, e partea... E atât de mare teama? Eu nu cred. Eu cred că e o teamă falsă, nu. Dar, într-adevăr, progresul tehnologic, mai ales în ultimii 10-15 ani, a fost accelerat. Discutăm mai mult prin mesaje text decât prin scrisori. Aproape că nimeni nu mai scrie o scrisoare scrisă de mână, de vreme bună. Dar... depinde acum și de sistemul de învățământ. La noi încă nu e complet digitalizat încât să fie riscul pierderii acestei calități a scrisului de mână. Cred că nici la dumnealor acolo în Statele Unite nu e așa, dar, mă rog, e o măsură conservatoare, să știți, de natură conservatoare, în așa fel încât proteja aceste abilități care le avem, dar eu nu cred că... Da. Mă rog, mai mult o știre așa cu cercetătorii britanici. Da. Trecem la câteva titluri din presa locală, din Monitorul de Suceava. Au fost subiecte destul de aspre care ne apasă zi de zi, discutate aici la această masă, codul fiscal și așa mai departe și politicieni. Și aș vrea să iau un titlu din presa, din Monitorul de Suceava. Un cititor al ziarului, în vârstă de 83 de ani, a vizitat-o la spital pe Maria Gavril și a donat 4.000 de lei. Adică, observând foarte acest frumos gest, da, parcă revenim și simțim că sunt din nou că suntem oameni. Că sigur, putem foarte oameni. Frumos gest pentru cineva care a trecut printr-un mare necaz. Da, e de lăudat. La urma urmei, fiecare dintre noi poate să facă lucrul ăsta cei care își permit. Poate unii nu își permit, poate suma pare foarte mare. Nu e într-adevăr o sumă mică, e aproape 1000 de euro, totuși e o sumă destul de consistentă. Dar dacă acea persoană a simțit lucrul ăsta, uite că sunt și suflete mari care pun mai presus un act de binefacere față de suma în sine. Da. Da.
E un lucru de lăudat. Există asemenea oameni printre noi. Să știți că sunt și alții care fac lucrurile fără să... Da. Acest caz probabil a ajuns în presă, dar sunt și alții care fac lucruri care nu neapărat ies în zona publică așa. Da. Evident, n-a fost dat numele persoanei. Să știți că poporul român este un popor de oameni inimoși, indiferent cum ar fi el. Totuși... Numai nu știe să-și aleagă liderii, nu? Sau cum... Mă rog, are lideri pe care și merită, să știți. Vizita ambasadorului Federației Ruse într-un minut, așa cum catalogați, da, din ceea ce ați văzut din presă. Mi-a rămas expresia rectorului Universității Suceava, a fost preluată și de știrile naționale, am văzut cum că ar trebui să cooperăm mai bine cu Federația Rusă în domeniul inventicii, în așa fel încât sistemul de frânare a tancurilor sovietice să fie mai eficient. Da, foarte bună replica la o declarație oarecum neinspirată a ambasadorului că au intrat în Georgia și în Abhazia și nu s-au oprit până în Tbilisi. Da, a fost un pic hazardată așa acea declarație, dar a fost foarte bine punctată de către domnul Popa. Chiar elegant, aș putea spune. Diplomat, în diplomație, dar e un fel de a spune, totuși atrage și un semnal către vecinii noștri de la răsărit, neapărat vecini, că nu avem graniță directă cu ei, dar iată că împărțim accesul la Marea Neagră. Federația Rusă e un actor important pe scena politică internațională și, din păcate, noi ne-am aflat aici foarte aproape de vecinii noștri, așa mai de departe, care tare, tare au vrut să se învecineze cu noi și mai aproape. Și mai aproape, da. Era tot o glumă, că e a treia, cred că am spus-o în emisiunea asta. Da, e a treia. Câte una pe fiecare parte de emisiune. Că cu cine să învecinează Rusia, știi? Cu cine vrea ea. Cam așa e. E frumos că ne-a vizitat ambasadorul Rusiei. Eu mă aștept de la dumnealor să pună mult accent pe relațiile economice. Pe relațiile economice și să pună mult accent și pe frâna de la tank. Că nu suntem în situația asta, dar totuși, dacă ne uităm în istorie, o să vedem că de-a lungul timpului ne-am tot trezit cu tovarășul la ușă. Și nu cred că ne-a plăcut de fiecare dată. Bun, asta nu înseamnă că sugerați să vină pe jos. Nu, fără tank. Să vină cu, eu știu, să știți mașina, că la noi autocară. A fost totdeauna binevenit toată lumea. Nu e niciun fel de problemă. Atâta timp cât au avut intenții pașnice și prietenoase, noi nu am refuzat pe nimeni. Chiar se spune că bucovinenii sunt foarte primitori, foarte calzi. Eu nu văd de ce să nu avem relații bune, dar relațiile astea bune trebuie să fie și corecte. Și trebuie să respecte și adevărul istoric. Ori încă noi avem divergențe cu privire la tezaurul, care încă nu a fost returnat după primul război mondial. Sunt încă multe aspecte care ar trebui reglate. Din punct de vedere economic, un mare aspect care încă nu e reglat este lipsa unor bănci corespondent. Nouă ni este foarte greu la nivelul stabilirii unor relații comerciale cu Federația Rusă când ai foarte puține sau deloc bănci corespondente. Da, băncile corespondente sunt băncile care fac conturile când faci o plată. Deci eu, ca să fac astăzi o plată în Federația Rusă, mi este foarte greu. Trebuie să trec prin mai multe bănci, costurile sunt mai mari. Nu am o bancă corespondent care să fac o plată în mod direct. Dar n-am auzit acest subiect pus în discuție. Păi nu a fost pus în discuție respectiv. În 2013 când au venit. Nu, tot vorbesc așa de discuția la care au participat și niște oameni de afaceri și autorități. Iertați-mă, acum chiar că am devenit interesat. O situație destul de... Adică hai, veniți, haideți, că vă așteptăm. Da, au făcut schimburi de grupuri de oameni de afaceri. Nu poți să vii cu bani în buzunar, poți să faci, ai relații comerciale, dar e greu să le soldezi cu bani, da? Că trebuie să
mă rog, circuitul banilor este destul de ciudat. Sunt situații cu bănci din Federația Rusă care nu sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene, da? Deci avem sistemul nu e pus la punct, da? Încă nu avem un sistem care să permită dezvoltarea unor relații comerciale mai facile, mai ușoare. Pentru noi ar fi o mare oportunitate, pentru că piața din Federația Rusă este o piață foarte mare, imensă aproape. Bun, nu toată piața este supusă sancțiunilor, asta e clar. Nu, adică dar avem noi putem niște, foarte ușor să... De ce n-am exportat anumite lucruri acolo? Da. De ce n-am face... să avem, pentru că știți cum e, Grecia o vorbă. Banii buni fac prieteniile mari. Când ești corect în relația, așa poți să devii și prieten. Când ești permanent incorrect, așa cum au fost ei cu noi de-a lungul istoriei, sigur că sădește și în sânul nostru o oarecare nesiguranță și o oarecare neîncredere. Și atunci e cu atât mai greu. Dar eu sper că totuși poate pe parcursul, mă rog, anilor de acum să dezvoltăm, pentru că e păcat. Orice oportunitate economică poate fi benefică, mai ales pentru noi, că suntem foarte aproape aici într-o zonă. Un minut pentru următorul subiect. Premiul de excelență în educație câștigat de Suceava la gala premiilor Asociației Municipiilor din România. Evident, municipiul Suceava a fost nominalizat pentru încă 4 o singură, premii. Un singur lucru pot să spun. Felicitări! Și la mai multe. Da, premiile astea ne folosesc, trebuie puse și în practică, pe lângă faptul că luăm premii pentru excelență în turism sau în alte domenii, trebuie să le și vedem, să-și facă efecte în viața de zi cu zi. Dacă suntem buni la turiști și premiați, mă aștept și lucrurile să-și văd la un număr cât mai mare de turiști. Un număr cât mai mare de turiști înseamnă o dezvoltare a acestei zone economice pe care județul Suceava totuși se bazează. Da. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Atât, doamnelor și domnilor, pentru astăzi. Rămâneți în continuare cu Bucovina TV, mai exact cu știrile Bucovina TV. Numai bine!